nici prin cap... Nu. Stimați respectatori, să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. La începutul emisiei noastre, colegul aici de față mi-a pus în brațe niște mături. Eu am înțeles că e o aluzie delicată să mă apuc și eu să mai fac curățenie prin casă. M-ați înțeles? Pe aici, pe acolo. Bă, de fapt, era un X și zero improvizat și m-a pus... Nu improvizat, e challenge. M-a pus să pun... Nu te-am pus, am zis, uite, loc liber acolo. Pentru că știai că mă doare o genunchi. Hai să luăm de la început. Uite, nu mai 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 mă mai joc. Nu hai mai că data mai viitoare joc. Te baci nu la tabinet. Mai mai mă mai joc. Hai. Și rămâne așa și cu asta basta. Ui. Ce-i asta? Ce-i va reprezenta asta? X și X. Asta, 0 și 0. E treaba mea. Treaba mea. Eu, sunt proastă. Păi tu îți dai seama că dacă eu pun acum oricum te bat? La cum le-ai aranjat? Dacă eu pun acum, te bat. Tot te bat. Păi, dar sunt fată. Păi, e cum să dai într-o femeie? Nici cu o floare. Cum te bat? Mă amenință cu bătaia într-una, într-una, într-una și n-am nicio prietenă boxer? Deci mâine, pentru că ești mai inteligent așa, mâine îți dau tabinet. Dacă nu te baci la tabinet, să-mi spui tu mie cuțu. Până acum l-am bătut de ea sunat tapișoara în căpișor. La toate alea. Care era toate alea? Care la toate alea? Nu mai vorbesc. Nu mai vorbesc. Mai vorbesc tu la un joc asta și... Asta este trădare. Trădare. Apropo, așa s-au încertat prieteni între ei. Am crezut că mi-ești prieten. Am crezut. La așa prieten nu mai am nevoie de dușmani. Ia să vedem cu cine vorbim. Cu cine intru în direct ca să îi cer 100 de euro? Da, cu tine. E foarte important. Asta cu 100 de euro. Larisa Iordache și Monica Roșu, prietene din totdeauna de când le știm noi, au acceptat invitația noastră și sunt jumătate cu jumătate de ecran. Larisa, ești la mine acasă? Bună, bună ziua! De ce, Larisa, pare a fi bună, la tine? Bună, dragilor! Da, draperia spune că ar fi la mine acasă. Canapea albă, draperie pe... Opa, opa! Cu perdea albă. Aveți ceva de mărturisit? Sunt la mine acasă, sunt la mine acasă. Ok, perfect, ceva. Perfect, perfect. Dacă eu n-am canapea așa. Ce faceți, fete frumoase? Bine, așteptam să vă vedem, dar bine. Nu așa. Dar cum? Așteptam să-mi fac iubita, că ați spus la început că iubirea noastră e de foarte iubita mea. Relația noastră merge bine. Exact. Da. Relația voastră între voi două, probabil. Da. În acest moment. Da, da, da. Fetele noastre, de ce v-am sunat? În primul rând, ca să vorbim despre vorba voastră, despre prietenie. Și în al doilea rând, ca să ne dați și nouă un sfat. Ce credeți că ne trebuie nouă, mai ales colegului, evident, pentru a fi un prieten devotat? Ce trebuie să faci? Sau mai ales să nu faci? Să ții minte trei cuvinte, Adi Cristea președinte, devotat. Nu știu cine e Adi Cristea, dar am respectat. Eu? Cum adică nu știi cine e Adi Cristea? Te rog. Eu cred că întotdeauna trebuie să ai respect față de cel din jurul tău, adică prietenul tău să fie tot timpul de încredere și să ai respect față de el. Da, iată respectul, nu, Alinuța, să mai putem cadru și în platou să se vadă respectul, deci care dintre noi are un obiect în mână în momentul ăsta și ce oare face cu el? Am deci, aruncat în podea ca să nu spart capul. E respectul mi-a scăpat, prieteniei. Mi-a scăpat, a fost un accident. A fost un accident. Ia uite. Ia uite cum bate vântul ăsta. Bă, Nicule. E bine să nu... Da, bate vântul ăsta. Bate genia. Da. Dragilor, voi v-ați certat vreodată? Ei, Doamne, ferește, dar de ce să ne certăm? Niciodată? Nu v-ați contrazis așa să... Ca oamenii? Da. Probabil că da, am avut păreri diferite, dar de certat și de ajuns la lucrurile astea nu. Că bine, care ce... dintre voi e mai tolerantă? Păi eu, că sunt aia bătrână. Nu mai zici așa. Dar spune-te... Hai, mămona! Pentru că... Pentru că ești mai experimentată un picuț, nu cu mult, îi dai prietenei tale sfatul în legătură cu relațiile personale? Ori de câte ori mi l-a cerut, cu siguranță da. Și ce cam ce îi spune? Ah. Acum că mă arde curiozitatea. Acum de te-ai băgat ceva în mâna, spune. Restul se ocupă Larisa, adică nu știi cum e. Fiecare are povestea ei, fiecare trece prin stări diferite, așa că
Nu, da, cam ce, ce îi spui tu în general așa? Adică ia zi, dragă, cum arată, ce ți-a spus, ce surprize ți-a făcut, dar trimite-mă o poză cu individul să văd dacă se potrivește. A, nu, 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 nici chiar așa, nu, nu intrăm cu ce ți-a spus, ce a făcut, e important cum se simte ea. Cred că e cea mai simplă și cea mai bună întrebare, e să o întreb cum se simte, dacă este fericită, e tot ce contează. Monica, tu ai prins cantonamentele de la Deva, ți s-a întâmplat vreodată să-i spui Larisei, pe vremea mea, păi când eram eu la Deva și am prins armata aia mare, ți s-a întâmplat? Au mai fost cazuri, da, dar nu la modul că, vai, pe vremea mea a fost atât de greu și la el a fost foarte ușor. Fără să vrei faci comparația asta sau spui pe vremea mea, cum spuneam, abia am schimbat și eu, am mai trecut un an la buchetul vârstei, deci pot să spun că sunt pe vremea mea, au fost multe campioane, medalii, succese. Pe tine, ce te-a mânat înspre gimnastică? Care a fost principalul factor care te-a dus acolo? Pe mine, da, sau pe Larisa? Pe tine. Pe mine, principalul factor cred că a fost cumva mama, pentru de că exact. S-a născut în același an cu Nadia. Da, din da. Păcate, ea n-a avut posibilitatea să ajungă să facă sport sau mai ales gimnastică. Mai am un frate, e mult mai mare ca mine. El a încercat absolut toate sporturile posibile, dar din păcate nu s-a lipit absolut nimic de el. Astfel încât a spus că dacă Dumnezeu îi va da o fetiță, cu siguranță o va învăța din micile elemente pe care le știa ea. Și am apărut și eu în peisaj și am învățat acasă cam ce știa și ea și fratele meu. Astfel încât într-o zi la grădiniță au venit antrenorii de la sala de gimnastică și ne-au întrebat dacă știm să le arătăm ceva. Eu fiind o fetiță destul de minionă, am una, două, am făcut soara, podul, vreo stogolire și m-am trezit cu un bilețel la data și la ora la care să mă prezint la sala de gimnastică. Și practic așa a început aventura mea cu gimnastica. Mi-aduc aminte că prima oară sau mi-au spus antrenorii că am intrat la 3 ani și 10 luni în sală. Și mi-au zis că totuși să mai așteptăm puțin, că este mult prea mică. Dar la tine, Larisa, cum a fost? Cum a fost începutul? A fost o întâmplare sau ai calculat-o? Adică ai la mine a fost o întâmplare. Eram în parc, mă dădeam cu rolele cu fratele meu și s-a întâlnit, adică a fost o întâmplare că s-a întâlnit antrenoarea mea, prima mea antrenoare, doamna Mariana, și mama mea și a întrebat-o pe mama dacă dorește să mă dai la vreun sport sau deja fac un sport. Ulterior, mama a spus că am încercat să fac balet, nu mi-a plăcut, dar ar vrea să încerce cu gimnastică. Și în prima zi de antrenament, da, unde ar fi trebuit să intru în sala de gimnastică, nu am intrat, am plâns vreo două ore și toată lumea se chinuia să mă roage și să mă ia în sală, însă n-am vrut. Și ulterior a venit de la mine, am sunat-o pe mama mea, era la muncă și i-am spus că aș vrea să mă ducă bunica la gimnastică. Foarte și tare! Și așa am început, ca o joacă. Da, da. E, acum urmează partea mai ciudată a interviului nostru, însemnând că Bursucelu și-a pregătit temele. Da, un test! Test de cunoaștere. Cum mă provoacă pe mine, de mă zăpăcește, tot într-o provocare o țin. Test de cunoaștere, dragă. Ghicește sportivul, se numește joculețul. Vă voi da câteva indicii despre un mare sportiv, iar voi va trebui să-l ghiciți. Am înțeles. Okay. Ridică mâna la școală sau cum mă răspundem? Puteți să ridicați mânuța dacă vă dați seama. Dacă răspundeți amândouă în același timp, înseamnă că sunteți prietene și vă înțelegem. Super! Primul sportiv, atenție, câteva indicii, este deținător al recordului pentru cele mai multe victorii în finalele turneelor de mare șlem. Are vreo 20 la activ, plus finala turneului campionilor pe care a câștigat-o de 6 ori. Căsătorit, are 4 copii și este considerat unul dintre cei mai buni jucători de tenis din istorie. Elvețian. M-aș muta și în Elveția, ca să spun sincer. Așa, așa, așa.
La Simona, că ai început. Ai început tu zi acum. Am început eu. Păi cred că te gândești la același lucru decât la Federer. Cine pal, cine va poate. Roger Federer, bravo! Normal. Atenție! Așa, mai pentru noi niște trofee de la el. Pentru Larisa de data asta, da? Larisa, fii atentă. Bine. Este un portar de fotbal retras din activitate, câștigător al Cupei Campionilor Europeni și a intrat în cartea recordurilor pentru cele 4 penaltiuri apărate în meciul de la Sevilla 1986. 7 mai. 7 mai. FC Steaua București. Portarul de la Sevilla este supranumit eroul de la Sevilla. 4 penaltiuri, unul după celălalt. Hai. Mona, ajută-mă, te rog, că nu se mai spune și Helmut. Nu prea știu aici. Îi se mai spune și Helmut. Helmut Ducadam, bravo! Larisa! Mergem mulțumesc mai departe cu Monica. Monica, fii atentă. Ascult. Este gimnastă româncă. Medaliată olimpică. Câștigătoare la europene. Câștigătoare a medaliei de bronz în proba pe echipe la Olimpiada din 2012. A? Îți spune ceva până acum? Îți mai dau indicii? Păi, multe este din... româncă! Româncă! Hai să vedem, să nu le încurc. Bun, ceva îți mai dau, da? De unde are 12 medalii europene, iar în anul 2017 a concurat la Cupa Mondială din Slovenia. În calificări... Românca s-a calificat pe primul loc atât la paralele cât și la bârlă, câștigând aurul la ambele categorii. E vorba despre Larisa Iordache! Da. Larisa, la ce cupă? Doar la o cupă mondială ai câștigat și ai fost calificată pe primul loc? Îți dau niște indicii. Păi dacă îți spun tot ce a făcut săraca, îți dai seama exact din prima. Exact, se termină emisie. Fii atentă. Larisa. Da. Sportivă româncă care a început gimnastica la vârsta de 4 ani. La Jocurile Olimpice de Vară din 2004, Atena a fost cea mai puternică concurentă la sărituri. Reușit să câștige medalia de aur în finala pe aparate. Mai continui sau mă opresc aici? Nu, oprește-te, bățucule, că știu cine este. Este iubita mea, Mona. Monica Roșu! Și pentru ambele, acum să vedem dacă vă dați seama. Teodoro, poți să te bani și tu, fii atent, că sigur îți place. Fii atent. Fotbalist celebru, profesionist. Ronaldo. Apare în top 100 FIFA al celor mai mari fotbaliști din lume. Nevastă neplăcută? Nevastă neplăcută? Știți cât dă fetelor familia Beckham pe șuvițe pe lună? 8.000 de euro, am citit eu într-un rebusache. Și pe pământ? Căci că dau 8.000 de coco pe șuvițe fetelor. Da, ce să facem? Păcat că ne-am născut în România, nu? Acum. Da. David Beckham, da? Rămâne David Beckham? Cu soția. Cu soția. Repede, fiți atente. Este o jucătoare de tenis din România care s-a aflat pe prima poziție de când era mondială. Mic. Hai, o cheamă. Cea mai bună, Simona Halep. Simona Halep. Bravo, fetelor. Vă mulțumim, mamă durora, fetelor. Vă pupăm. Bate în toate. Și spor. Câte un pahar pentru fiecare, plin cu iubire, cu respect. Nu mai da așa din ele că se vede că-s goale. Lasă că îl păi tata, iubirea.